Pat Jonule, v-am povestit în daily vlogurile trecute că începând cu ziua de astăzi o să facem un video cu bugetul săptămânal al meu, Jonule. Ei bine, nu vă imaginați cât de frumos începe acest video cu bugetul săptămânal, că începe exact cu o surpriză tipică vieții cotidiene, Jonule. Am intrat la spălătorie frumos cu un sac plin-plinuț, e un sac de, să spunem, 7-8 kg de haine, adică nu duc până când nu se umple coșul de rufe, iar coșul de rufe e ăla cel mai mare de la Ikea. Și intru cu sacul, hâzgionule, la sacul, zic să rămână, să-mi dați ce am de luat, îmi dă 2 saci de haine curate și zic să-mi spuneți cât am de plată. Și nu a trecut o milisecundă că mă izbește un pumn așa de luni dimineață în dinți. 415. Am rămas așa și zic, căuleu, zic, dar ce s-a întâmplat de data asta? Zic, a fost mai murdare decât de obicei. La care doamna, nu uiți că ai uitat să plătești data trecută? Am uitat să plătesc data trecută? N-am știut eu dacă ai plătit la livrarea hainelor sau urma să plătești la ridicare pentru că le-ai lăsat la colega mea și rămăsese că aflu și îți spun când vii să iei hainele următoare. Drept urmare, Jonule, a trebuit să plătesc 2 saci de haine astăzi. Așa că, teoretic vorbind, un sac de haine costă cam 200 ron. Un sac de 7 kg de haine de spălat cu, trebuie să menționez, dublu balsam și dublu, cum se numește, parfumant, da? Dată fiind surpriza de astăzi, am plătit 415 ron, așa că video buget începe cu ca-ching! Suma de 415 ron. Mergem mai departe în viață. Mamă, parcă asta mica a simțit că este săptămână de video buget, Jonule. Deci plânge și după AdBlue, sărăcuța. Și stai așa că acum o să ne anunțe că are nevoie și de motorinică. După cum vedeți, acul este pe Rojas. Așa că o să mergem să facem și full-ul, Jonule, și revenim imediat cu costurile. Conform principiului, nu alimentăm cu motorină ieftină, căci sughiță mașchineta, Jonule, avem un full de nici mai mult, nici mai puțin de 477 ron pe care îl vom adăuga la bugetul nostru săptămânal. Mergem să plătim și ciocănim mai departe, hății! Păți, Jonele, am avut ceva cheltuiele astăzi și o zi nu se poate să nu se încheie cu o cheltuială și pentru mine, dacă toate au fost pentru mașini, haine și alte lucruri. Astăzi o să cheltuim ceva bănuți pe partea de înfrumusețare, așa că 100 ron cu tot cu bacșiș tunsul, vreo 70 ron cu tot cu bacșiș manicura și cam astea sunt cheltuielile de pe ziua de astăzi. Am fost foarte norocos astăzi, întrucât n-a trebuit să-mi plătesc mâncarea, pentru că am avut mâncare pe platoul de filmare de la Sacrificiu, Jonule, iar mâine dimineață, când revenim cu costurile săptămânale pe care încercăm să le alcătuim în acest vlog, o să vă spunem și cât am cheltuit pe mâncarea de după antrenamentul de seară de la sală. Revenim maniana! Hăți! Îți, Jonele, este marți dimineață, video, buget săptămânal continuă. Avem niște cheltuieli rămase de ieri pe care trebuie să vi le spunem. După ce m-am tuns, m-am dus acasă. Am spălat mașina pentru că evident era plină de noroi. Deci 100 de lei cu tot cu atenția băiatului. După care am fost la sală. Nu o să punem abonamentul, mi se pare un pic lame să împărțim prețul abonamentului la 30 de zile. Însă vă pot spune că după sală am mâncat în valoare de vreo 50 de lei. Așa că ale noastre cheltuieli continuă, Jonule. Astăzi este marți, am filmat puțin la Sacrificiu de dimineață, nicio cheltuială, încât micul dejun este inclus. Ferice de mine, chiar dacă m-am trezit la 6, uite, vezi, măcar am o masă cadou. Deocamdată nicio cheltuială, revenim când avem ceva de adăugat. Hățuleț, hățic, hățos. Căț, Jonele, când trezirea e de la 6 dimineața, mai tragem pe dreapta la Bavaria, mai dormim un pic, ne odihnim. Astăzi cheltuielile n-au fost deloc mari, am avut 69 de lei un prânz pe fugă, așa se numește, și nici mai mult, nici mai puțin, de 1549, op, surpriză, micuța revizie a mașinii, Jonule. După o revizie bine meritată, 221 de ron la supermarketul din cartier, Jonuțule, și uite așa cresc cheltuielile. Ba, să vedeți ce cheltuieli avem mâine dimineață, pentru că mergem la șantier și s-a turnat placa de beton și trebuie să plătim betonul. Țineți-vă bine! Ciocănim spre casă! Astăzi, miercuri, am cheltuit 42 de lei pe mâncărica la pachet, Jonule, pentru că știți foarte bine că viața mea este la pachet, cu șpăguță, tips, bacșiș, cum vreți să-i spuneți voi, încă 8 lei, 50 de lei mâncarea de astăzi. Aseară, clasicul meal de după sală a fost și el 59 de lei, da, nu mi-am amintesc greșit, și mai avem de achitat o factură de la beton cu care o să vă surprindem de îndată. Este miercuri, așa că cheltuielile continuă. Hății, tată, filmările de la Sacrificiu au venit și cu o plată nouă, 6211 lei a fost placa de beton din curte din jurul piscinei și cu asta am încheiat și cheltuielile de astăzi. Ne vedem mâine, jovedi. Hăță.
Hăs, Joanele, se pare că joia aceasta ține cu mine. Avem clasica mâncărică de după sală, 50 de lei de aseară. Iar astăzi am cheltuit doar, țineți-vă bine, 30 de lei pe 5 minute de parcare. Sunteți curioși care-i povestea? Costă 25 de lei parcarea, Joanule. Am parcat 2 ore, 25 de lei, centru vechi, da? Am parcat și am zis, hai mă, îți dau și eu un 5 lei tips. Că v-am spus, e frumos să dai omului, dacă muncește, dai mă și lui să bea o cafeluță acolo, da? 30 de lei. Am parcat, am coborât, dau să mă duc spre filmare. Ce crezi? Am greșit locația. Mă întorc la mașină și zic, bă, am stat fix 3 minute până când mi-am dat seama că am greșit, da? Hai să-i rog pe domnii ăștia să-mi dea o parte din bani înapoi, că poate mai fac și eu ceva și le las și lor oricum 10 lei, da? Oricum lăsați-mi 5 lei tips, da? Dați-mi și mie, vă rog frumos, 20 de lei înapoi, că trebuie să mă duc 500 de metri mai încolo, sunteți nebun la cap? Nu, Johnule, n-avem cum, că ai parcat, așa spune legea. 2 ore sau mai puțin, 25 de lei. Am parcat, 30 de lei, 5 minute, Johnule. Cam asta e joia noastră, ne vedem mâine, vineri. Hăți, Johnele, hăți, suntem la șantier și cea mai mare fericire din punct de vedere a bugetului meu face întotdeauna tovarășul Cristache, Johnule. Este vineri, iar prima cheltuială pe ziua de astăzi este valoare de 5400 ron, facturi de la șantier. Voila de vezi, Johnule. Revenim cu cheltuielile cotidiene de astăzi, pe parcursul zilei, hăți. Hăți, Johnele, am terminat o săptămână panică, dar nu super panică, pentru că având în vedere construcția casei, Johnule, nu vreau să vă spun câte cheltuiele au fost în ultimii 2 anișori, dar am terminat. Ah, încă cam terminat. PS, mă așteptam eu vreodată să port centura de siguranță? Not, vezi ce face legea asta din om. În fine, Johnule, suntem aici cu lista cheltuielilor în față. Vă spunem că exact acolo vedeți spălătoria. Se mai adaugă un 100 de lei pentru că spălăm, Johnule. Am fost la șantier, s-a murdărit cauciucul, s-a murdărit asta mică. Noi o respectăm, o iubim, nu vrem să stea murdară pentru că nu este normal. Așadar, recapitularea săptămânii, Johnule. Video buget, luni, spălătorie rufe 415 lei. Vă amintiți că am avut două tranșe. Motorină 477 de lei, tuns 100 de lei, money 70 de lei, spălat mașină 100 de lei, masă după sală 50 de lei. Un total pentru ziua de luni 1212 lei, marți revizie 1549 de lei, mâncare 69 de lei, cumpărături 221 de lei, masă după sală 50 de lei. Total marți 1889 de lei, miercuri, țineți-vă bine, 59 de lei, mâncare la filmare, placă beton 6211 lei, mâncare după sală 50 de lei, total 6320 de lei. Joi, mâncare după sală. Ce joi de bun simț, mă, băiatule. Mâncare după sală 50 de lei, parcare 30 de lei. Total 80 de lei. O joi ieftină. Vineri, adică astăzi, facturi casă 5400 de lei, masă după sală 50 de lei, spălat mașină 100 de lei. Total 5550 de lei. Total video buget din această săptămână, Johnule, 15051 de lei. Și vă spun că asta a fost o săptămână ușoară, având în vedere faptul că acele cheltuieli de la casă deja s-au apropiat de final. Dar îi mulțumim lui Doamne, Doamne, pentru că muncim, pentru că avem ce munci și pentru că reușim să producem bănuți astfel încât să ducem cheltuielile. Nu uitați, Johnule, scopul acestui video buget este nu de a vă arăta cât cheltui, ci de a vă arăta că atunci când lupți și muncești pentru visurile tale, se poate să-ți acoperi și astfel de cheltuieli. Luptați, munciți, treziți-vă dimineața la orice oră este nevoie, culcați-vă seara la orice oră este nevoie. Odihniți-vă cât trebuie, dar nu uitați că munca trebuie să fie o prioritate în viața voastră. Dacă vreți să aveți tot ce vă doriți și tot ce vă visează căpșorul, Johnule. Astea au fost cheltuielile mele de săptămâna asta, un buget destul de piperat, dar încă o dată vă mai spun, dacă munciți și vă bateți capul, totul este posibil. Până una alta, nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, să aprindeți clopoțelul, Johnule, pentru că în fiecare dimineață cu bunerele, surle, trâmbițe, fratele vostru este aici înspre a vă amuza zilele. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook. Hâți mă-s continuă, Johnule, nu pierdem nicio secundă, nicio zi, niciun minut, nicio oră. Suntem aici alături de voi pentru a vă face sărbătorile mai frumoase. Nu uitați de asemenea că se apropie magazinul din Mega Mall, 14-24 decembrie, ne găsiți în fața magazinului Berșca cu cel mai cool pop-up shop și cel mai șmecher din România, Johnule. Să aveți o zi și o cafeluță și o perioadă de sărbători mirobolante. Vreau doar să te încă, noaptea asta-i scurtă, dar cum arăți n-o să te scun 100%. Vreau doar să te încă, noaptea asta-i scurtă, dar cum arăți n-o să te scun 100%.